Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod. Azi o să vi-l prezint pe Traian Popovici, un alt erou român care, similar cu George Pomuț, e absent din cărțile de istorie. Dar, dacă la Pomuț era scuza că el a făcut treabă în America, la Popovici nu mai e nicio scuză că el a făcut ce a făcut în România, adică a salvat 20.000 de oameni de la moarte sigură. Cum așa? Păi, hai să vedem cine a fost Traian Popovici. El s-a născut la data de 17 octombrie 1892 în satul Rușii, Mănăstioara, pe atunci în Ducatul Bucovinei, parte la acea vreme a Austro-Ungariei, astăzi localitate în comuna Udești din județul Suceava. Era fiul preotului Ioan Popovici și strănepot al celebrului preot Andrei din Udeștii Sucevei, cel care, în anul 1777, a refuzat să depună jurământul față de noua stăpânire austriacă. A studiat la gimnaziul superior din orașul Suceava, apoi s-a înscris la facultatea de drept din cadrul Universității Cernăuți, pe care a absolvit-o abia la sfârșitul primului război mondial. A fost președinte al Societății Academice Junimea în anul 1914. În anul 1908, în timpul liceului, a trecut clandestin granița dintre Austro-Ungaria și România pentru a-l vedea pe Nicolae Iorga, care vizita localitatea Burdujeni, astăzi cartier al municipiului Suceava. Când a început primul război mondial, în anul 1914, a trecut în România și s-a înrolat voluntar în armata română, luptând până la sfârșitul războiului. A absolvit facultatea de drept din cadrul Universității Cernăuți în anul 1919, obținând ulterior titlul științific de doctor în drept. După primul război mondial, s-a stabilit pentru scurt timp la Chișinău, unde a fost secretar la Casa Noastră, organizație care se ocupa cu împroprietărirea țăranilor. În perioada 1926-1927 a fost prefect al județului Câmpul Lung. Ulterior, a început să lucreze ca avocat în Cernăuți. După ocuparea Bucovinei de Nord de către sovietici, în iunie 1940, dr. Popovici s-a refugiat în orașul București, unde și-a continuat îndeletnicirea de avocat. În anul 1941, conducătorul statului, celebrul mareșal Ion Antonescu, i-a cerut să devină primar al orașului Cernăuți, care fusese recucerit, dar Popovici a refuzat inițial, deoarece nu voia să servească un guvern fascist. S-a răzgândit însă datorită sfaturilor primite de la prieteni. La începutul lunii iulie 1941, dr. Popovici este trimis în Bucovina ca prim ajutor de primar, funcție echivalentă cu cea de viceprimar al municipiului Cernăuți, sosind acolo la data de 8 iulie 1941. Ca primar a fost numit dr. Octavian Lupu, șeful serviciului sanitar al municipiului Cernăuți. La data de 1 august 1941, la două zile după eliberarea din funcția doctorului Lupu, guvernatorul militar al Bucovinei, colonelul Alexandru Rioșanu, îl numește pe dr. Traian Popovici în funcție de primar al municipiului Cernăuți. Câteva zile după acceptarea postului, a fost invitat la guvernator, care i-a cerut crearea unui ghetou evreiesc în Cernăuți. Pentru cei ce nu mi-ați văzut clipul despre Goga, aflați că la finalul anului 1937 antisemitismul a fost legalizat oficial, iar evreii erau discriminați direct de către lege. Adică dacă eu omoram un evreu pe stradă pentru că pur și simplu așa voiam, iar familia lui mă reclama autorităților, eu eram decorat. Iar politica lui Antonescu a fost similară cu cea a Germaniei naziste, peste 400.000 de evrei români fiind omorâți. Dar despre fascismul din România o să discut în alt clip. Ideea e că era nasol să fie evreu în România în acea perioadă, iar Antonescu a făcut în marile orașe ghetouri în care înghesuia evrei, ca ulterior să-i trimită la lagăre. Revenim la clip. Popovici a indicat enormitatea acestei măsuri medievale, plădând că este inadmisibil din punct de vedere tehnic să se accepte ca acea parte a orașului să fie închisă între garduri cu sârmă ghimpată și scânduri. Această acțiune a fost amânată, iar Rioșanu a murit neașteptat pe data de 30 august 1941, în urma unei operații nereușite. Zvonurile despre urcarea în trenuri și deportarea în masă a tuturor evreilor din nordul, apoi din sudul Bucovinei, în Transnistria, dintre 9 și respectiv 10 octombrie 1941, a ajuns imediat și în capitala Bucovinei, Cernăuți. În 10 octombrie 1941, nou guvernator militar al Bucovinei, generalul Corneliu Calotescu, a anunțat decizia ca toți evreii din Cernăuți să fie de asemenea deportați, dând ordine de confiscare imediată a averilor acestora și de înființarea ghetoului Cernăuți, unde evreii erau obligați să se strângă până la ora 18 sub amenințarea pedepsei cu moartea. Această acțiune urma să fie realizată sub conducerea primăriei și sub controlul pretoratului armatei, împotriva insistențelor primarului Popovici și a generalului Vasile Ionescu. Ghetoul a fost înființat în perimetrul cartierului evreiesc, o zonă situată în împrejurimile actualei străzi Sahaidaciniș, nu știu dacă am pronunțat bine. Condițiile de viață din ghetou erau foarte aspre, spațiile de cazare din ghetou neputând adăposti mai mult de 10.000 de persoane, aici urmând a fi închiși 50.000 de evrei.
deci nu 10.000, 50.000. În cartea sa, Spovedania, Dr. Popovici descrie formarea ghetoului astfel. Pe străzile din fața ferestrei, un pohod întreg de omenire în pribegire. O moșnege ajutați de copii, femei cu prunci în brațe, infirmi târându-se și trupurile schiloade, toți cu boccele în mână, valizii cărând în cărucioare sau roabe sau în spinare, cuferele legate în pripă, așternut, boarfe, haine, se îndreptau un pelerinaj mult spre valea de suferință a orașului, înspre ghetto. Mi-am dat seama că s-a pus în mișcare roata nenorocului lor. M-am îmbrăcat și am grăbit la primărie, pe drum, plâns de femei, scâncet de copii, murmuri de bătrâni, lacrimi și iarăși lacrimi, unele curgând și roaie, altele uscate pe obrajii de suferință, altele prelingându-se anonim în bărbiile cărunte. Jidovimea fusese scoasă din bărlogul ei și hăituită ca sălbăticiune înspre țarcul ei de potignire. Condițiile inumane de viață l-au îngrozit pe primarul Popovici. Capacitatea de cazare era minimă. Chiar dacă camerele disponibile trebuiau să cuprindă până la 30 și mai mulți indivizi, partea cea mai mare a fost nevoită a se adăposti în coridoare, poduri, beciuri și șoproane și unde găseau refugiu de ploaie și zăpadă. De condițiile de igienă nu mai vorbesc. Lipsă de apă potabilă salubră, fântânile existente insuficiente. Remarc că orașul era în suferință, două din cele trei uzine de apă fiindu-i distruse. Un miros de sudoare înăcrită, urină și fecale, de umezeală ingrasioasă, a pus stăpânire pe cartier, diferențiindu-l de restul orașului. Exact mirosul concentrat al unui țarc de oi pe întinsuri de pășune verde. Surprinzător cum a fost de îndată încercuit aproape ermetic ghetoul cu sârmă ghimpată, cu porți de lemn, la ieșirile lui principale și cu pază militară. La o conferință specială cu toate autoritățile provinciei convocată de guvernator în dimineața zilei de 12 octombrie 1941, primarul Popovici a argumentat că în situația deportării tuturor evreilor din oraș, producția de război a Cernăuțiului ar fi grav afectată. Acesta a cerut ca evreii botezați, intelectualii, oamenii de artă, cei care au servit statul român, pensionarii, ofițerii de armată, invalizii, specialiștii din industrie, medicii, inginerii, arhitecții și cei din sistemul judiciar, să fie scutiți de la deportare. Adică mai toți, cu excepția celor care au făcut pârnaie. Guvernatorul a acceptat ca 100-120 de evrei să fie acceptați. Nemulțumit, Traian Popovici a încercat să-l influențeze pe Antonescu însuși, cerându-i o amânare până când se găsesc înlocuitori pentru aceștia. Conform cărții sale Spovedania, Popovici a fost admonestat drept jidovitul în timpul conferinței. Acesta fusese ironizat și în ziarul guvernamental Bucovina, evreii fiind numiți în derâdere poporul lui Traian. Mă, câtă ură să ai! La trei zile de la conferință, mareșalul Antonescu a consimțit la o acceptare de până la 20.000 de suflete de la evacuare, printr-o convorbire telefonică cu guvernatorul, acesta a ordonat sistarea deportărilor pe o perioadă de 4 zile pentru întocmirea listelor acestora. În cartea sa, Traian Popovici a descris comunicarea acestei hotărâri astfel. Scena dramatică pe care am trăit-o în clipa când le-am adus vestea de nădejde o socot cea mai solemnă, cea mai mișcătoare din viața mea și nu cred că viitorul să-mi fi rezervat o alta mai măreață. Rabin bătrâni, intelectual de toate vârstele, fruntași din toate compartimentele vieții sociale, negustori, muncitori, cu un cuvânt în întreaga suflare, a izbucnit în plâns alinător, a îngenunchiat binecuvântând pe Dumnezeul lor, mulțumind cerului pentru îndurare, mareșalului pentru grație, iar mie încercând să-mi sărute mâinile, picioarele și pulpana hainelor. Nu totdeauna lacrimile rușinează un bărbat. În clipa aceea, emoționat de această izbucnire spontană de gratitudine, m-au podidit lacrimile și am plâns și eu, părintele orașului. În baza a 179 de liste, numite autorizații Calotescu, 5619 capi de familie, însumând 16569 de persoane din ghetoul din Cernăuți, au fost salvate de la deportare. Alți 3120 de evrei au primit autorizații Popovici, ce le-a permis să se întoarcă în casele lor după ce fuseseră forțați mai înainte să se mute în ghetou. Din păcate, în săptămânile următoare, până la asistarea din 15 noiembrie 1941, au fost deportați 30.000 de evrei din totalul de 50.000 care locuiau în Cernăuți. Mai târziu, în iulie 1942, alți 4.100 de evrei au fost deportați.
pe când persoane din anturajul lui Calotescu treceau și alte rude pe versul autorizațiilor în schimbul unor sume mari de bani, conform unui raport al siguranței, Popovici a creat o nouă categorie de exceptați, fără nicio plată și depășindu-și prerogativele, adăugând valabil și pentru, cu menționarea gradului de rudenie, semnătura sa și ștampila primăriei pe versul unor autorizații. Această acțiune a salvat alte câteva sute de persoane de la deportare. Traian Popovici a fost dat afară din funcția de primar pe 18 decembrie 1941, fiind înlocuit cu Dimitrie Galeș, prim-președinte al tribunalului din Cernăuți. Noul primar a reluat deportările în Transnistria, în urma cărora au murit 5.000 de oameni care fuseseră salvați inițial de Popovici. O anchetă din 1942, care a investigat selecționarea specialiștilor evrei în urma denunțurilor informatorilor, adică turnătorilor, l-a găsit vinovat pe Popovici pentru eliberarea de certificate care a permis evreilor să evite deportare. După război, Popovici a publicat cartea Spovedania, din care am dat și eu citatele anterioare. În carte, fostul primar evocă tragedia evreilor bucovineni, pe care el o percepe ca o barbarie și ca o tragedie românească. Marcat de tragedia Bucovinei, el a scris versuri cu un pronunțat caracter patriotic rămase în manuscris. Dr. Traian Popovici a murit la data de 4 iunie 1946 în satul Colacu, din comuna Fundul Moldovei, județul Suceava, fiind înmormântat în curtea bisericii din sat. Ca un semn de recunoștință pentru eforturile sale de a salva 20.000 de evrei, în orașul Tel Aviv a fost ridicat un monument, iar în anul 1969, statul Israel a decernat titlul, medalia și diploma de drept între popoare, distinția acordată neevreilor care s-au comportat cu eroism, cu riscul vieții, familiei și avutului, încercând să salveze evrei de genocidul Holocaustului. În anul 2009, în orașul Cernăuți, la inițiativa evreilor ucraineni, a fost amplasată o plăcuță pe casa lui Popovici din acest oraș, scrisă în trei limbi, română, ucrainiană și engleză, placa comemorativă omagiază personalitatea primarului Traian Popovici. Dar oare ce a făcut statul român pentru omagierea lui? Ei bine, o stradă din București a fost numită după el, a retipărit cartea lui, Spovedania, iar în comuna Fundul Moldovei, unde a murit Popovici, a fost construită o statuie. Atât. Asta în timp ce Goga, despre care am făcut și clip, despre care francezii și englezii scriau în perioada aia că e mai nazist și decât nemții, are școli, biblioteci, șosele și nu numai, numite după el. Asta e evident pe lângă statuile închinate lui. Și să nu spuneți că a fost un mare poet, că există în România o mulțime de poeți talentați care n-au fost și fasciști și n-au dus România în pragul unui război civil. Goga. Spielberg, frate, dacă vezi clipul ăsta, dă mesaj pe Instagram, diorpaneus.tv, ca să discutăm, că poate faci un film despre acest om, să-l faci celebru la nivel mondial, ca pe Oscar Schindler. Traian Popovici a fost un erou, prea puțin omagiat din păcate în România. Celelalte țări care au fost implicate în Holocaust își comemorează eroii și victimele, ba chiar există și filme despre. Noi, în schimb, îi considerăm eroi pe aia responsabili de Holocaustul în România, pentru că da, Holocaustul în România a fost de o amploare imensă. Există dovezi în acest sens, mai auzi pe Trețuțea? Holocaustul a existat în România și poate o să fac și eu un clip în viitor despre. Până data viitoare, eu am fost Diorpaneus, fiți mai buni și nu fiți urâcioși sau invidioși. Ne auzim la clipul următor. Salut!